25 de trupe și 22 de concurenți la categoria individuală au participat din Sebeș, Bacău, Neamț, Câmpia, Turzii, Suceava, Fălticeni, Broșteni și Siret la cea de-a 11-a ediție a Festivalului de Teatru în Limba Română pentru Copii și Tineret. După perioada de înscrieri, concursul propriu-zis a avut loc în zilele de 23 și 24 mai pe categorii de vârstă, copii și tineret. Cu toate că pentru participanți, fie în calitate de spectatori, artiști sau iubitori de teatru, experiența a fost cu siguranță memorabilă, pentru câștigători aceasta va fi de neuitat. La categoria copii, secțiunea individuală, juriul a decis ca premiul întâi să ajungă la Asociația Art Alfa Omega Piatra Neamț. Justin Marc, elev în clasa întâi, coordonat de Gina Gulai, a câștigat cu interpretarea propriei poeziei Giambașii de Ion Pribeagu. Justin Marc! Cine e cel mai înalt și cel mai mare dintre participanți? La categoria copii, secțiunea trupe, câștigătorii au venit tot de la Piatra Neamț. Junior Art Alfa Omega a câștigat premiul cu spectacolul Cartea cu jucării de Tudor Arghezi. Junior Art Alfa Omega, aplauze pentru Tudor din Piatra Neamț! La categoria tineret, secțiunea individual, locul întâi a mers tot la Piatra Neamț și tot la Asociația Art Alfa Omega prin Teodora Sava, elevă în clasa a 9-a, care a interpretat Blestem de dragoste. La categoria tineri, secțiunea trupe, locul întâi a fost obținut de Asociația Culturală Artistică Gong, cu trupa Gong, care a interpretat piesa Satul Electronic de Valeriu Butulescu. Festivalul de teatru în limba română pentru copii și tineret ediția 2017 a fost organizat de Asociația Promotorii Bucovinei, în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava, și a avut loc în perioada 10-24 mai.